Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal, mă numesc Cristi și am revenit din nou pe YouTube, am luat o mică pauză pentru că am avut și noi teze clasa 8-a, am mai învățat și acum am revenit înapoi, dacă și ce zic, așa că nu m-am lăsat de YouTube în caz că vă întrebați asta, iar astăzi vom face un vlog de 6-8 seara și ne-am zis să hai să facem și noi așa un vlog frumos, iar vlogul va fi despre bătălia de la Eric Sef, Iancu Step și Ovidiu Neveu, sper că ați văzut cu toții ce s-a întâmplat acolo în cușcă, cel puțin eu unul am văzut. Mi s-a părut sincer să fie o bătaie corectă, să zic așa, dar și un pic banală, pentru că Ovidiu Neveu, după cum ați văzut, bine, acum sunt un copil și vorbesc din ce am văzut la niște alți care și-au împărțit pumni. Am împărțit ea cu pumni, să zic așa. Neveu a intrat în el ca să le ia pe sus, cum l-a învățat antrenorul lui Safta. Dar Iancu era pregătit, l-a ridicat, l-a dat de două ori la podea, după a venit serile de pumni, Neveu se apăra, nu mai știa cum să se apere, pentru că el a zis că nu era pregătit de așa ceva. El a crezut că doar în picioare sau dacă e să pice, să dea Neveu, nu să ia de la Iancu. Sincer să fiu, am fost curios de când a început această râcă între ei după TikTok. Eram curios să văd care va câștiga, cu toate că eu aveam o intuiție că Iancu Step va câștiga, pentru că așa vedeam eu. Doar că în seara de 10 mai, când a început meciul, mă uitam așa și aveam o impresie, primele două secunde atât, am zis fii atent că o să-l bată Ovidiu Neveu, pentru că nu știu, l-am văzut așa făcut, brațe mai mari și am zis fii atent. Dar se pare că Iancu nu ne-a dezamăgit de data asta, dar oricum merită felicitat Iancu în primul rând că a câștigat victoria. Are două victorii consecutive cu doi TikTokeri care credeau că îl bat. Și merită felicitat și Ovidiu Neveu pentru că n-a făcut fix și a făcut în cușcă Alin Bușcu cu Alin Oficial. A intrat, a dat, iar după meci nu și-a cerut scuze, nu și-a căutat scuze, l-a felicitat pe Iancu, l-a făcut mai bun. Și se pare că vrea revanșa. Neveu, dar și Iancu cred că o să-i acorde, asta e punctul meu de vedere, cred că îi va acorda revanșa. Dar tot Iancu cred că va câștiga. Dar s-ar putea dacă face la box să nu mai fie MMA, să nu se mai încaiere, doar pun și picioare și să stea în picioare. S-ar putea să fie acolo un pic mai greu pentru Iancu, pentru că Neveu pentru asta s-a pregătit, nu s-a pregătit foarte mult pentru luptele la sol. Și ce să zic, Iancu a avut o cotă de 1.35. Neveu a avut o cotă de 2.20, adică deja de la cote bănuiai care va câștiga, dar ca la meciurile de fotbal, unul are cotă de 7.50, altul are cotă de 1.35, bateria de 7.50, e imprevizibil. Eu sunt curios să văd cu cine ați ținut voi, scrieți în comentarii, Neveu, Iancu, mie mi s-a părut un meci foarte frumos, chiar dacă n-a durat el mult timp, dar mi s-a părut frumos și fair play din partea lui Neveu că n-a abandonat sau ceva, doar că aș fi vrut să văd mai multă luptă în picioare. Să-i văd cum își dau pun picioare, nu doar la sol, ca să-i văd cum se strâng acolo, ceva de genul. În fine, mai specific o dată, eu vorbesc din fața unei camere care mă filmează și îmi dau o părere. Nu sunt eu sportiv sau ceva. Cam atât cu acest episod, eu am fost Cristi, nu uita să dai like, să te abonezi, să distribui și tu videoclipul prietenului tău. Sper că ți-a plăcut părerea mea despre meciul de la Eric Sef, Ovidiu Neveu și Iancu Step, Stancu. Și să așteptăm și noi revanșa, zic, cred că și voi vreți să o revedeți, cu toate că poate deja știți care e câștigătorul. Mulți o să zică că Neveu, că Neveu are și el fanii lui totuși. Ceilalți o să zică că Iancu și tot așa. În fine, părerile mereu vor fi împărțite. Nu va fi niciodată toate părerile pentru un singur om. Oricum, respect Neveu, respect Iancu. Cam atât cu acest episod. Eu sunt Cristi. Nu uita să dai like, să te abonezi și să dai share. Ne vedem la următorul vlog care s-ar putea să fie ori un prank, ori The Pause Challenge partea a doua. Să vedem ce vă dați în comentarii. Prank, ori The Pause Challenge partea a doua. Pa, pa!